stă scris la lege și la mărturie. În epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 25, stă scris. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Cunoști povestioarele acelea când părinții, nedorind să dea ochii cu musafirii, le-au cerut copiilor să spună că nu sunt acasă? Unii dintre ei, la întrebarea unde sunt părinții tăi, au răspuns: Părinții mi-au zis să vă zic că ei nu sunt acasă. Hm. În relatarea din Geneza, capitolul 12, de la versetul 10 până la 20, Avram, pentru că se temea de consecințele adevărului, i-a spus faraonului că soția sa este de fapt sora sa. În timpul rămânerii sale în Egipt, Avram a demonstrat că nu scăpase de slăbiciunile și imperfecțiunile omenești. Ascunzând faptul că Sara era soția sa, el a dat pe față neîncredere în purtarea de grijă divină. O lipsă a acelei alese credințe și a curajului de atâtea ori, în mod nobil exemplificate în viața lui. El a considerat că nu se făcea vinovat de minciună, prezentând-o pe Sara ca fiind sora sa, pentru că ea era fica tatălui său, dar nu era și fica mamei sale. Dar ascunderea legăturilor reale dintre ei a fost o minciună. Dumnezeu nu poate aproba nicio deviere de la stricta integritate. Ca urmare a lipsei de credință din partea lui Avram, Sara a fost pusă într-o mare primeștie. Această atitudine a fost copiată în tocmai de fiul său. Geneza 26, de la versetul 1 la 11, scrie despre minciuna lui Isaac. El i-a spus lui Abimelec, regele filistenilor, că Rebecca nu i-ar fi altceva decât soră. Copiii sunt cele mai perfecționate copiatoare ale comportamentului înaintașilor. Ce vor învăța oare copiii din viața părinților? Ce vor face ei când vor trece prin aceleași împrejurări? Exact ceea ce au învățat de la părinții lor. Ei abia așteaptă un model, iar mai apoi o scuză pentru ce vor face. Să ne rugăm astăzi lui Dumnezeu ca cei mici să învețe de la noi ce înseamnă să spună adevărul, indiferent de consecințe. Dumnezeul adevărului, să ne ajute.